Doamne ajută copilaș! Astăzi vă invit din nou la o lecție de religie și pentru aceasta voi folosi un manual de religie pe care îl folosesc și copilașii noștri atunci când merg la ora de religie a bisericii. Cărticica noastră este grupată pe mai multe capitole, însă astăzi vom citi lecția a doua, care se numește Noi credem că Dumnezeu ne iubește pe toți. Înainte să începem citirea poveștii, aș vrea să spunem rugăciunea de începere a lecției. Ne vom închina, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează a noastră minte lucruri bune să învățăm, căci Tu ești stăpânul lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Haideți să încercăm să citim împreună lecția de astăzi, care se va finaliza cu citirea unei povești biblice, adică din Sfânta Scriptură. Așa ca și această fetiță, uneori putem să ne simțim singuri sau poate chiar triști. Uneori credem că nimeni din jurul nostru nu ne iubește. Voi v-ați simțit vreodată atât de singuri sau de triști? Încercați să vă amintiți. Dacă v-ați simțit așa, încercați să vă amintiți ce ați făcut ca să nu mai fiți atât de triști. Dumnezeu însă iubește pe toți oamenii. Domnul Iisus a spus, eu vă iubesc așa cum și Tatăl meu vă iubește pe voi. Dumnezeu este mereu alături de noi. Data viitoare, când voi o să vă simțiți la fel de singuri, trebuie doar să găsiți un loc liniștit ca să puteți să vorbiți cu Dumnezeu. Să-i spuneți prin rugăciune de ce sunteți triști sau cum vă simțiți și să îi cereți ajutorul. Vă așezați, închideți ochii și spuneți rugăciunea. Dumnezeu nu doar ne-a spus că El ne iubește, El chiar ne-a arătat cât de mult ne iubește, dăruindu-ne atât de multe lucruri minunate ca noi să ne bucurăm de ele. Ne-a dat această lume în care noi trăim, ne-a dăruit animăluțele, ne-a dăruit copaci și multe plante, ne-a dăruit soarele, luna, ne-a dăruit chiar și prieteni, familie cu care noi să locuim și să petrecem timpul împreună. Dumnezeu de asemenea ne-a dăruit corpul acesta pe care noi îl avem și mintea cu care putem să gândim. Dar mai presus de toate ne-a mai dăruit și multe, multe talente. Aceste talente sunt lucrurile pe care noi reușim să le facem foarte bine, cum ar fi cântatul, înotatul, baletul, dansul, sporturile, artele, adică pictura, desenatul. Și Dumnezeu ne-a dat toate aceste lucruri, toate aceste daruri, toate aceste talente, pentru că El ne iubește. Pe pagina aceasta putem să observăm echipa unor fetițe balerine. Tocmai așa cum am precizat mai repede despre faptul că uneori putem să fim foarte talentați și la dans. Dumnezeu, de asemenea, ne-a spus că sunt lucruri care sunt bune, dar sunt și lucruri care sunt rele. Și ne-a dăruit câteva reguli sau câteva legi după care noi să trăim. Dumnezeu ne-a spus să avem grijă de darurile pe care El ni le-a dăruit. El vrea ca noi să avem grijă de corpul nostru, de mintea noastră. El vrea ca noi să avem grijă să înmulțim talentul pe care îl avem, să lucrăm la talentul pe care îl avem. Dumnezeu, de asemenea, vrea ca să folosim talentele noastre pentru a ajuta pe cei din jurul nostru. Dumnezeu este bun cu noi și cu toți cei din jurul nostru. Aș vrea să citim și povestea biblică a lui Adam și Eva, ca să vedem cum s-a întâmplat atunci când ei, în rai, s-au bucurat de toate lucrurile frumoase de acolo și ce s-a întâmplat când nu
au reușit să aleagă ceea ce era bine pentru ei. Dumnezeu i-a iubit pe Adam și pe Eva. După ce a creat, le-a dăruit atât de multe lucruri să se bucure, le-a dăruit soarele, luna și stelele, le-a dăruit munți, păduri, lacuri și oceane. I-a pus într-o grădină frumoasă numită Grădina Edenului sau Grădina Raiului. El ar fi vrut ca ei să locuiască acolo pentru totdeauna. Totul este al vostru, le-a spus Dumnezeu. Și plantele, și păsărelele, și peștii sunt pentru voi ca să vă bucurați. Aveți grijă de ele. Dumnezeu, de asemenea, le-a dat însă și următoarea lege prin care Adam și Eva puteau să se bucure de fructele tuturor copacilor din grădina Edenului, în afară de pomul acesta, pomul cunoașterii binelui și răului. Dar pentru Eva a fost foarte greu să asculte de ceea ce a spus Dumnezeu, iar când șarpele cel rău a venit și a păcălit-o și a ispitit-o, ea a mâncat din fruct, iar ea la rândul ei l-a convins și pe Adam să mănânce. Împreună au mâncat, iar apoi, pentru că a încălcat regula lui Dumnezeu, Dumnezeu a avut o consecință pentru ei și aceea a fost că ar trebui să iasă din grădina Edenului, din grădina Raiului. Și acum ei nu mai reușeau să locuiască acolo, așa cum și-a dorit Dumnezeu pentru totdeauna. Viața lor a fost foarte grea după ce au plecat din Rai și au trebuit să muncească din greu ca să-și poată obține mâncarea. Puteți să îl vedeți și voi aici pe Adam întristat, cum sapă pământul și Eva în spatele lui încearcă să planteze semințe ca să poată să se hrănească. Cu toate acestea, Dumnezeu nu s-a oprit din a iubi, adică dragostea lui Dumnezeu nu s-a oprit pentru ei. Dumnezeu a fost întotdeauna cu ei, ba chiar le-a promis că într-o zi le va trimite un mântuitor. Iar noi, creștinii, știm deja și credem cu tărie că Mântuitorul nostru este Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să ne oprim aici și să încheiem prin a cânta doar o strofă din Iisus iubește pe fiecare. Iisus iubește pe fiecare, pe fiecare, pe fiecare. Iisus iubește pe fiecare, Iisus ne iubește pe toți. Mă iubește pe mine, te iubește pe tine, iubește părinții, iubește bunul.